Bă, sunt singurul care urăște cumva comportamentul ăsta de grupă pregătitoare și după cum probabil mulți dintre voi vreți să știți de partea cui sunt, că na, există niște oameni care sunt de părere că cearta asta dintre Chelu și Ghesu interesează pe toată lumea. Bă, vă zic sincer, pe mine mă doare în cod de cearta asta, din partea mea poate să se și omoare. Dacă unul dintre ei vine cu o piesă bună, bă, o ascult și punct. În rest, mă cam doare în cod de certurile astea, viața lor personală și așa mai departe. Totuși, am să vă spun doar atât, dacă ar fi să aleg dintre ăștia doi, l-aș alege pe Bahoi. Adică tot timpul există a treia posibilitate. Votul meu ar fi pentru Bahoi. Chelu cu Ghesu au sărit cumva de pe pod? Nu! Probabil. Chelu cu Ghesu au avut vreodată vreun vers mai tare decât vrei basket? Trage-mă de boschet. Nu! Vrei basket? Trage-mă de boschet. Replicile astea, de fapt, arată adevărata clasă a unui rapper. Cu puțin ajutor, Bahoi ar fi cel mai bun rapper din România. Sunt încrezător că Bahoi ar face treabă mai bună, plus că Bahoi în timpul liber predă și lecții de rap. Ăștia doi au învățat totul de la Bahoi. Bună seara, bun venit la Urban Groove. Acum toți micări în domenii. Orlando e pe zonă, Ghesu e pe zonă, Chelu e pe zonă. Yo, runda 1, yes. Să mă cobor la mintea ta, nu pot să fiu subtil. Că tot vrei disc cu mine, tu de când eram copil. Că tot mănânci căcat la kill, Mr. Scatofil. Hai să vorbim sincer, poate încă mai țin la tine. Uitasem că exist, mă bucur să te aud și bine. Recunosc, sunt mulțumit că am putut să te cunosc. Și iată reușesc să nu-mi bat pula în gura ta de prost. Dacă l-ar vedea acum Bahoi pe Chelu sau pe Ghesu, probabil le-ar zice asta. Dacă-ți fut un pui în cap, să mor tu-ți fut una? Haideți totuși să auzim puțin freestyle de calitate din partea maestrului Bahoi. Ia! Aici e șansa, auzi acum rime? Hai, hai! M-am născut puțin în jos la țară, de trei ori născut în pula goală. Vă trageți din țigan, din clan, crescuți la țară de genul de român cu nevasta dulap. Atras de grase, grase, secretul tău e că dai limba în pizda se filă. Legătura dintre tine și fapte e că o faci în șoapte. Ai genul de prieten, face webcam, sex pe webcam, 2 euro pizda la ecran. Faci bani cu sacul, cărcând fioare cu capul. Ești o proastă, proastă, ținută în post. Umilă la șeful de muncă, te transform în pulă. Ești o fată de la etajul 4, mama perversiune terestre. Ai legături anal extraterestre. Bărbatul tău microbolog, olog, oftalmolog, doctor genial, homofob. Am să-mi cobor picioarele pe pământ. Măi, românilor, vreau să văd un frunt. Hai! E genul de român care suferi, dar o arzi pe nuferi. Știu că nu mă suferi și o să te superi pe pufa ta, că se dă la persoana mea. De ridic eu spun că n-am să ți-o spun odată, că n-am să ți-o pun odată pe lună cu sticla în mână. Beau cu toată România, de n-am spart Rusia. Sunt genul de băiat care sparge sticla în cap și te învață hip-hop. Dai battle cu un handicap, inimă neagră, albă sau integră. Mă iau de colega ta de școală fenomenală, încât am găsit o revistă matrimonială. Așa că chica, lacă, chica, motherfucking chica. One tante. Pizza mana te, pizza mana, pizza mana, I'm Dante. Motherfucking sucker, motherfucking fucker, motherfucking murder plan, motherfucking clan, Wu-Tang clan, motherfucking roti, Robby MTC, this motherfucking. Așa performanță mai rar, sincer. Rapper adevărat, ce dracu. Bă, sper că v-ați dat seama că video ăsta e un pamflet, adică e la Caterinca, bă. Sper că nu am supărat pe nimeni, adică am făcut video ăsta foarte pe scurt așa să vă transmit că nu pe toată lumea interesează scandalul ăsta dintre Chelu și Ghesu, ok? Cum am mai zis, dacă unul dintre ei vine cu o piesă bună, o ascult și punct. Restul e cancan. Încă o dată, sper că nu am supărat pe nimeni, adică forța Bahoi și calmați-vă puțin, adică nu vă mai hrăniți unii dintre voi cu scandalul altora, că nu e ok, bă. Zic și eu. De ce să stau să-mi pierd timpul cu un scandal de genul când aș putea să-l ascult pe Bahoi? Adică asta mi se pare tare. V-am zis, eu aș vota cu Bahoi direct. Nici n-aș mai sta pe gânduri. Adică, na. Nu uitați să votați și voi pe Bahoi. Votul meu clar se duce către Bahoi. Ne auzim data viitoare. Salut!